Sute de persoane au participat astăzi la mitingul organizat de Sindicatul Muntele. Sub egida Hunedoara suntem noi, mineri, oameni de afaceri, pensionari sau reprezentanții instituțiilor publice, cu toții au luat parte la această mișcare. Organizatorii au încercat să atragă atenția guvernanților asupra situației mineritului din Valea Jiului. Nevoie de unitatea noastră. Minerii și Valea și-au pierdut răbdarea. Minerii și Valea și-au pierdut răbdarea. Observăm cu tristețe că cei pe care i-am trimis în Parlament sau în funcții de pe care ar putea să gestioneze cu bine soarta noastră, au uitat de noi, motiv pentru care Sindicatul Muntele a pornit campania Hunedoara suntem noi, am chemat alături de noi energeticieni, profesori, doctori și toate categoriile sociale pentru a manifesta împreună și a ne cere dreptul la demnitate și la un loc de muncă până la urmă. Ce sperați să obțineți? Soluții din partea Guvernului României care să salveze complexul energetic Hunedoara. Care ar fi aceste soluții? Ele sunt multe. Sunt multe sau puține. Sunt directe sau conexe. Aș putea să spun că sau lucrul cel mai important îl reprezintă prețul energiei electrice, pentru că dacă salariații din cadrul complexului energetic Hunedoara nu ar mai avea un leu venit din munca pe care o prestează, acest complex energetic nu ar rezista pe piață. În condițiile în care fiecare dintre noi, cei care suntem aici, cei care ne urmăresc, cei care n-au putut să vină, plătesc energia regenerabilă cu prețuri care depășesc prețul cu care producem noi megavatul în complexul Hunedoara. Cereți în continuare demisia conducerii complexului? Da, bineînțeles, pentru că vă vorbeam de soluțiile conexe. Degeaba Guvernul României va aplica o soluție care să salveze din punct de vedere sau să ajute din punct de vedere economic complexul energetic Hunedoara, dacă vom avea gestionari proști ai acestei situații, noi nu vom reuși cu nicio formă să ieșim din acest impas. Și ortacii de la minele neviabile s-au alăturat acestui meeting. Ce solicităm? O responsabilitate mai mare din partea factorilor politici, pentru că ei sunt cei care numesc conducătorii la aceste societăți cu capital de stat. Reprezentanții instituțiilor publice s-au aflat și ei în rândul ortacilor. Prezența mea aici nu este altceva decât, dacă vreți, un gest normal, un gest pe care îl fac în calitate de primar și de cetățean al Petroșanului și al Văii Jiului, pentru că mă interesează foarte mult ceea ce se întâmplă cu mineritul în continuare, ceea ce se întâmplă cu oamenii din Valea Jiului și, în definitiv, ce se va întâmpla cu viața noastră a tuturor locuitorilor din Valea Jiului. Și voi fi prezent la orice astfel de manifestare legală care nu face altceva decât să sensibilizeze într-o democrație prin aceste instrumente democratice, să se sensibilizeze pe cei care iau decizii pentru viitorul nostru. Distrugerea întregului județ, pentru că nu doar cei angajați la complexul energetic vor avea de suferit, ci pe orizontală zeci de mii de oameni din acest județ. Iar oamenii care protestează astăzi au dreptate. Guvernanții de toate culorile, nu vreau să fac politică din asta, nu înțeleg nevoile cu adevărat ale industriei energetice și miniere din județul Hunedoara. Ăsta este motivul pentru că astăzi sunt aici și sunt în calitate de cetățean și de reprezentant al Consiliului Județean, nu al unui partid politic. Pentru că județul Hunedoara depinde de aceste industrii și n-aș vrea să o luăm pe urmele metalurgiei care a fost distrusă și nimeni n-a făcut cu nimic atunci. Se mai poate face ceva pentru minerit? Absolut. Este o resursă strategică, cărbunele din Valea Jiului și energia produsă de termocentrale, iar pentru aceea trebuie măsuri speciale, nu băgate la un coș cu privații, cu energia solară, cu energia eoliană, ci trebuie tratată ca o resursă strategică. Iar atunci când vom înțelege acest lucru, nu mai punem în balanță prețul cărbunelui din Valea Jiului cu cel din import și să spunem că ăla e mai ieftin. Pentru că ăla e astăzi mai ieftin, dar dacă distrugem mineritul din Valea Jiului, veșnic nu vom mai avea această resursă strategică. Guvernul poate găsi soluții pentru complexul energetic Hunedoara, cel puțin asta spun sindicaliștii. Tot aceștia sunt de părere că politicienii au uitat ce au promis în campaniile electorale. Cei aflați în curtea complexului energetic Hunedoara au solicitat și de această dată demisia politică a conducerii societății.
Portițele legislative scapă guvernul de birul dezvoltării domeniilor schiabile. În anul 2010 a fost aprobat proiectul de hotărâre care vizează dezvoltarea unor domenii schiabile din țară. Și stațiunea montană Parâng a fost inclusă în acest proiect. Lucrările au început, au venit o perioadă și bani de la bugetul național, însă finanțarea a fost stopată. Chichițele legislative pot da câștig de cauză guvernului pe motiv că în acea hotărâre nu este stipulată contribuția fiecărei părți. Astfel, se poate deduce că autoritățile locale pot contribui cu peste 90%, în timp ce executivul doar cu 2%. Acest lucru nu ar face decât să îngreuneze aceste proiecte de dezvoltare. Consilierii locali de la Petroșani au votat rectificarea bugetului local. Astfel, pentru continuarea lucrărilor a fost alocată suma de 24.000 de lei, bani ce vor fi folosiți pentru realizarea unor transformatoare ce vor alimenta telescaunul TS3. Este vorba de repartizarea unei sume de 27.000 lei, care provine din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului, iar suma se va împărți în următorul fel. 24.000 vor fi alocați pentru, în completare pentru ce este aprobat până în prezent, pentru obiectivul alimentarea cu energie electrică pentru proiectul domeniul schiabil, dezvoltarea domeniului schiabil, iar suma de 3.000 lei în completare de asemenea pentru realizarea, pentru achiziționarea ceasului stradal care este aprobat de, prin bugetul municipiului la început de an. În primă fază este vorba de realizarea a 3 posturi de transformare necesare pentru alimentarea telescaunului TS3, care, după cum știm, a fost achiziționat și urmează să fie montat. Și, desigur, este vorba de un proiect mult mai mare care vizează alimentarea cu energie electrică a tuturor, a întregii infrastructuri care se realizează pe proiectul dezvoltarea domeniului schiabil. Potrivit oficialilor primăriei, există posibilitatea de a acționa guvernul în judecată, însă șansele de câștig sunt minime. Am putea să acționăm în instanță, având în vedere faptul că prin contract dumnealor s-au obligat să achite, ar trebui să aibă o contribuție, însă legislația e destul de evazivă, în sensul că hotărârea respectivă de guvern nu a prevăzut în cote procentuale care este contribuția fiecăruia, ar fi destul de greu să mergi să te judeci cu guvernul. Cred că e destul de greu să câștigi în România zilelor noastre. Legislația trebuia să fie mult mai clară, să stabilească care este contribuția fiecăruia și contribuția statului român să fie mult mai mare, pentru că este de unde? De la bugetul local este extrem de greu. Potrivit strategiei de dezvoltare elaborate de Primăria Petroșani, pentru anii 2014-2020, investițiile planificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil Parâng sunt estimate ca valoare la 250 de milioane de lei. După ani de așteptări, au demarat lucrările de modernizare și reabilitare a ambulatoriului din Petrila. Lucrările sunt în toi, iar edilul Ilie Păducel a inspectat șantierul. Am depus în urmă cu 2 ani de zile în urmă la ADR Vest un proiect pentru repararea, modernizarea și dotarea ambulatorului Petrila. S-a aprobat. Le mulțumesc celor care au avut un cuvânt de spus în ceea ce privește această importantă investiție. Se reabilitează ambulatoriul, vor fi 15 cabinete de specialitate cu aparatură modernă de ultimul ultimele dotări care sunt în România și avem sarcină, să zic așa, și în program este ca termen până la începutul lunii martie anul viitor să finalizăm lucrările. Încă nu am făcut licitația pentru aparatură, am spus că am gândit să facem o dată parte de construcții și pe urmă vom face parte, ne vom ocupa de licitația pentru aparatura și pentru dotările cu care urmează să echipăm aceste cabinete. Petrilenii vor beneficia de servicii medicale mai bune după ce vor fi reabilitate în jur de 15 cabinete medicale de specialitate pentru care administrația locală caută și medici. O să intervin la Direcția de Sănătate Publică, la Minister, cu adrese pentru a trimite medici și spre orașul Petrila, pentru ca să putem asigura și această importantă activitate pentru cetățenii, respectiv asigurarea și stării de sănătate în orașul Petrila.
începând de la cardiologie, oftalmologie, obstetrică, ginecologie, de 15 cabinete de specialitate. Odată cu aceste lucruri, ambulatoriul ar putea fi încălzit cu energie alternativă produsă de panouri solare. Administrația locală de la Petrila a semnat anul trecut contractul de finanțare pentru proiectul Modernizarea cabinetelor de specialitate ale ambulatoriului din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Petrila. Municipalitatea de la Petroșani a amenajat în cadrul proiectului de modernizare pe strada care duce către Brădet o stație de maxi-taxi. Aceasta este încă nefuncțională pentru că niciun operator de transport nu și-a manifestat intenția de a licita pentru acest traseu. Momentan ea rămâne nefuncțională, deoarece cred că orice operator care realizează transport rutier, făcându-și calcule, a observat că nu este neapărat eficient din punct de vedere economic. Lumea preferă să urce pe jos până în acea zonă, pentru că este și un traseu destul de scurt și merg în general acolo cei care sunt iubitori de mișcare, de aer curat și atunci preferă să spună așa mersul pe jos. Astfel că probabil că în perioada următoare ea va rămâne în continuare, fără să spun așa, a fi operațională. Stația a fost inclusă în proiectul de modernizare a centrului civic, iar momentan acele locuri sunt folosite pentru odihna celor ce urcă dealul institutului. Primarul Ilie Păducel a inspectat lucrările ce au loc la drumurile din localitate. Mai multe drumuri sunt în plin proces de reabilitare în Petrila. 12 astfel de străduțe vor fi modernizate în totalitate până anul viitor. Este vorba despre continuarea programului de reabilitare și modernizare străzi și trotuare în zona cap de linie Petrila, cap de linie Lonia. Noi acum ne aflăm în cartierul Muncii, se lucrează atât în cartierul Muncii cât și Eminescu, în colonia Brăteanu se lucrează, în Remete și de astăzi au fost începute lucrările în cartierul 6 August. Este un proiect care l-am început în urmă cu 2 ani de zile. Anul viitor trebuie să fie finalizat. Vom asfalta tot ce înseamnă străzi și trotuare și se vor amenaja parcări în cartierele Muncii, Eminescu, 6 August. Toate străzile de la poliție spre cartierul 6 August, Taia, Tăii, Traian Vuia, finalizare, Popi, Dobrești, Remete și toate străzile Horea, Cloșca, Crișan din zona respectivă. Este partea a doua a programului din acest proiect mare al orașului Petrila. După finalizarea lucrărilor de asfaltare și trotuare, se vor nivela zonele verzi din vecinătatea bordurilor. Vor mai rămâne, într-adevăr, străzi neasfaltate, mai avem o parte și în orașul Petrila, în oraș, partea de Cimpa, iarăși sunt, în afară de strada principală din Cimpa, doar o stradă către biserica din Cimpa este asfaltată. Avem un proiect sau un program de asfaltări străzi din banii bugetului local anul acesta, a fost o licitație pe un program care se întinde pe 3 ani, pentru că nu ne-am putut permite din bugetul local să facem toate în acest an. Vom ataca lucrările și în zona Cimpa în săptămânile care urmează. De asemenea, dorim ca partea de cap de linie Petrila până la tunel să introducem pe un proiect conform strategiei de dezvoltare, să asfaltăm tot ce înseamnă trotuare și alei dintre blocuri. Noi am făcut un program și anul acesta un program de plombare a aleilor principale din zonele respective, dar încă mai sunt alei și trotuare care s-au făcut odată cu construirea blocurilor și sunt vechi și degradate și dorim să le reabilităm și aceste lucrări. Urmează ca în viitor mai multe străzi din localitate să fie asfaltate în cadrul unui alt program. Tinerii petroșeneni participă la campionatul național de lupte. La sfârșitul acestei săptămâni, la malul mării, toți luptătorii din țară vor începe campionatul național și Petroșaniul va fi prezent pe harta competiției. Săptămâna 24-31 august, luptele vor participa la Mangalia la campionatul național de lupte pe plajă, pe nisip. Este un alt regulament față de campionatul normal, dar noi vom fi prezenți acolo la toate categoriile de vârstă. Noi o să avem în jur de 20 de participanți.
Luptătorii de la Petroșani s-au remarcat de fiecare dată prin rezultatele bune pe care le-au obținut la competițiile unde au participat. Sperăm să ne dezamăgească nici acum, deși nu este un obiectiv final acesta, dar vedem acum, la început de an, cât de bine suntem pregătiți sau de unde plecăm pentru competițiile următoare. Probele din cadrul concursului se adresează mai multor categorii de vârstă.